În primul rând mândrie, mă gândesc la toată istoria pe care o avem de aproape 100 de ani și nu știu, mă simt ca și cum aș fi cu familia mea la masă și facem, să zicem, o rugăciune. Cam așa mă simt. O trăire care nu o simțim în fiecare zi. Da, e unic. Ceva unic. Pur și simplu, între saltă inima, este casa mea. Aici este echipa mea de suflet, îi iubesc. O emoție puternică, inima e sus și e I love you rapid. O foarte mare bucurie. Este prima dată când vin pe Nouă Giulești, tocmai pentru atmosfera aceasta am venit. Simt că trăiesc și vreau să câștig și vor să câștige și ei și vrem să câștige și ei. Împreună toți putem să facem, să fim o echipă, să fim ceva suflet ca Rapid. Rapid înseamnă a câștiga. E ceva de nedescris, e ceva unic. O furnicătură pe piele, sunt rapidist de mic și e un sentiment foarte special, un sentiment frumos, plăcut. Săpunarul, pentru că este capitanul nostru. Punct. Săpunarul e inima Rapidului. Cu siguranță Săpunarul este capitanul de drept și liderul vestiarului și fără el am fi mult mai slabi. Sunt sigur că va fi decisiv tot timpul. Doar un jucător, Săpunarul, apoi Horațiu Moldovan, Ioniță și toată echipa. Sefer, pentru că este un tânăr de viitor care poate arăta multe. Săpunarul, pentru că dă că lumea și pământul știe că e rapidist, sufletist și cu inima și cu suflet. Cristi Săpunarul, ce-mi vine în minte, e capitan, e de ani de zile, e simbolul nostru. Și mai nou, aștept să joace și să dea și el primul gol, Papeu. Cristi Săpunarul este un lider adevărat, pur sânge, rapidist, e jucător numărul 1. Aș putea spune neapărat că am un jucător preferat. Toți îmi plac pentru că sunt ai Rapidului și iubim pe toți, în mod egal. Cel puțin, sper. 2-0, Rapid. 1-0. 2-0. 2-0. E normal că 3-0 vom câștiga. Cred că 3-0. 3-0. Victorie. Să sperăm că va fi Săpunarul unul din ei. Săpunarul. Săpunarul și Sefer. Zdugan zici și sper eu unul Săpunarul. Cristi Săpunarul. Unul Sefer. Și să spunem că două Săpunarul dacă ar juca. Pentru el să fie bucuros. Cristi Săpunarul. Zdugan zici? Sefer și Săpunar din centrare. Papeo, ca să dea și el primul gol. Al doilea Costache și al treilea Sefer. Minge întoarsă foarte bine de Costache. Da, Costache urmărește, mingea trece peste Scarlatache. Se poate efectiv oricine, nu știu ce să zic. Eu sper că Sefer, Dugan zici, oricine numai să marcheze să fie golurile pentru Rapid.